Fostul ministru al justiției, Fadei Năgăcevski, a fost numit în funcția de viceprimar al capitalei, potrivit unei dispoziții semnate de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban. Numirea a avut loc după ce candidatura lui Năgăcevski a fost respinsă repetat de Consiliul Municipal Chișinău. Conform dispoziției, Fadei Năgăcevski va fi responsabil de domeniul juridic și serviciul comunal. În cadrul evenimentului de prezentare a noului viceprimar, edilul capitalei Ion Ceban s-a arătat convins că Năgăcevski va reuși să facă față tuturor provocărilor și a urat succes în ulterioara sa activitate. Vreau să vă prezint noul viceprimar, care va fi responsabil de domeniul juridic și toate domeniile pe care dumneavoastră le asigurați. Și am deplină încredere că domnul Fadei Năgăcevski va face față tuturor lucrurilor care sunt puse în planurile primăriei și vreau să fiți cât se poate de cooperanți, pe de-o parte, pe de-altă parte cât se poate de receptivi și să munciți. Chișinău și locuitorii orașului așteaptă rezultate. La rândul său, noul viceprimar a spus că va depune toate eforturile pentru asigurarea unei activități consolidate cu echipa de la primărie. Nu vreau confruntări, nu vreau lupte de orice natură. Vreau să facem ceva frumos pentru municipiul Chișinău. Acum lucrăm asupra mai multor elemente strategice. Pe parcurs o să încerc să mă implic în toate problemele pe care le aveți voi, strategice și curente, pentru ca să identificăm soluții. Ieri am avut o primă discuție cu reprezentanții direcției locativ-comunale. Este una dintre direcțiile cu multe, multe probleme destul de serioase și trebuie să ne gândim care o să fie formulele pentru a depăși acele probleme care s-au adunat pe parcursul anilor și trebuie să facem ceva pentru a mișca lucrurile spre bine. Și într-adevăr, pentru anul 2022-2023 trebuie să implementăm mai multe elemente pentru a face cât mai transparentă primăria, cât mai plăcută pentru cetățeanul municipiului Chișinău. De aceea, eu vă mulțumesc și sper să avem o colaborare fructoasă. Conform legii privind statutul municipiului Chișinău, viceprimarul capitalei este ales la propunerea primarului general prin decizie CMC, adoptată cu votul majorității consilierilor aleși. În cazul în care proiectul de decizie privind alegerea în funcție de viceprimar a candidaturii propuse este exclus de pe ordinea de zi, la două ședințe consecutive de către Consiliul Municipal sau nu întrunește numărul necesar de voturi, la două ședințe consecutive, primarul general numește viceprimarul prin dispoziție care se aduce la cunoștința Consiliului Municipal.